liceul teologic episcop Melchisedec Roman. Alegerea unui liceu reprezintă o etapă foarte importantă din viața unui elev. Ați venit în incinta liceului, unde educația, religia și culoarea se îmbină într-un mod armonios. Consider că la acest liceu nu poți descoperi doar pe Dumnezeu, ci te poți descoperi și pe tine însuți, devenind un foarte bun creștin sau un preot care își îndeplinește cu foarte mult drag și dăruință misiunea. Liceul nostru vă va oferi multe oportunități din punct de vedere cultural și religios, dar vă va învăța și foarte multe lecții pe care le veți aplica în viață. Recomand tinerilor Liceul Teologic Episcop Melchisedec, pentru că aici va avea loc pentru orice tânăr apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, prin lectură și prin muzică. Și astfel va deveni un mărturisitor într-o lume dificilă și grea, dar pe cât de dificilă, pe atât de mântuitoare. Recomand cu tărie Liceul Teologic Ortodox Episcop Melchisedec datorită credinței mele din tot sufletul, că reîntoarcerea la valorile morale și creștine, la adevăratele valori, este absolut necesară. Ori acest lucru se întâmplă din plin în cadrul acestei instituții de învățământ. Care te învață despre Dumnezeu, avându-L alături pe Dumnezeu. Dacă doriți să îl cunoașteți pe Dumnezeu, după spusele Mântuitorului, lăsați copiii să vină la mine, vă doresc să urmați acest liceu, pentru că doar așa puteți cunoaște pe El și doar așa puteți să trăiți în dreapta credință, dar mai ales puteți deveni adevărați cetățeni și buni creștini. La acest liceu veți găsi armonia dintre profesor și elev. Încă de la început, atmosfera îți va transmite pace și liniște sufletească. Te invit și pe tine să cunoaștem împreună taina credinței. Presupun că la acest liceu teologic te poți descoperi pe tine, poți deveni un om bun și poți înmulți talanții primiți de la Dumnezeu datorită profesorilor de o mare valoare, care ne învață lucruri bune și de folos pentru viața noastră duhovnicească și chiar și de cetățeni. Mă numesc Ibili Grigiana, sunt din orașul Târgu Ocna, sunt mama unui elev de clasa a 9-a, de la Liceul Teologic din Roman. Copilul a optat pentru acest liceu și l-am susținut, deoarece misiunea Liceului Teologic este aceea de a menține echilibru schimbărilor care au acum în lume, care au loc acum în lume. Relația dintre profesori și elevi este una strânsă, atât spiritual cât și moral, având în vedere profesorii foarte buni pe care Dumnezeu ne-a dăruit spre a descoperi cuvântul, cât și educația săvârșită în acești 4 ani de liceu. Profesorii părinți sunt nu numai profesori, ci sunt și părinți cu adevărat pentru elevilor. Îi vedem permanent cu zâmbetul pe buze, îndrumându-i atât la clasă, cât și în timpul pauzelor, pe perioadele activităților extrașcolare diversificate de altfel. Este un colectiv care îndeamnă elevii la moralitate și credință, la bun simț, punând accent pe cinste, pe onestitate. Școala aceasta frăgezește sufletul și îmblânzește mintea. Absolvirea Liceului Teologic Episcop Melchisedec este ca un leac care te face, în această epocă a pierderii timpului, să-ți pierzi timpul cu sens, apropiindu-te de Dumnezeu și făcându-ți un prieten care nu te va trăda niciodată. El se numește Iisus Hristos.
Aceasta este clasa a 12-a, o clasă la sfârșit de drum, împreună cu care am urmat sfatul Sfinților Trei Ierarhi de a cunoaște două căi, al școlii și al bisericii. Aici credința este o oază în inima la care nu poate ajunge niciodată caravana gândirii. Vă invit să veniți la Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Orele online au fost desfășurate cu succes și cu responsabilitate atât din partea cadrelor didactice, cât și a elevilor. Am băiat, elev în clasa a 10-a, ori citesc pe fața lui în fiecare zi bucuria de a pleca la școală dimineața și această bucurie vă doresc și dumneavoastră să o vedeți pe fețele copiilor. Cine dorește să-și urmeze chemarea de a fi mai aproape de Dumnezeu, poate păși cu încredere pragul Liceului Teologic. Vă mulțumesc frumos! Un liceu pentru un suflet frumos și o minte luminată! Vă invit să ne cunoașteți școala și să decideți, dacă veți considera că e cazul, să facem parte împreună unii din viața celorlalți,